Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Raportul de Seară. Astăzi, în platou, alături de mine se află domnul Bogdan Loghin, copreședinte PNL Municipiul Rădăuți. Vă salut, domnul Loghin, mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. Eu mulțumesc pentru invitație. N-a trecut foarte mult timp de la anunțul dumneavoastră pentru candidatura pentru funcția de primar al Municipiului Rădăuți. Între timp a fost și lansarea, înscrierea, depunerea dosarelor și lansarea candidaților. Lansarea dumneavoastră și a colegilor care vor fi în Consiliul Local Rădăuți. Ce sentimente v-au încercat? Eu știu, poate, sau ce a însemnat acel moment pentru dumneavoastră? Este într-adevăr un moment unic. Nu l-am mai simțit pentru că este prima dată când candidez la așa o funcție importantă. Am fost copleșit de anumite emoții prin prisma faptului că au venit toți consilierii pe care am ales să fie împreună cu mine pe listă și nu numai, pentru că, după cum am spus și tura trecută la dumneavoastră în emisiune, echipa mea este mult mai mare decât cea a consilierilor. Totul a decurs frumos, a fost o zi frumoasă, o adunare consistentă, elegantă și prin tot ceea ce am făcut am transmis un mesaj de unitate către toți rădăuțenii. M-am bucurat că a fost alături de noi și domnul președinte Gheorghe Flutur, care a arătat încă o dată intențiile lui bune față de rădăuți și rădăuțeni prin interviurile care le-a dat. A fost alături de noi cât a putut, pentru că are o agendă foarte încărcată și a plecat și în alte locații în acea zi. Spuneți-mi, cât de mult contează un astfel de debut, ca să spun, spre drumul, eu știu, victoriei, până la urma urmei, de ce nu? Credeți în ea? Eu cred că rezultatul final este ca un puzzle și orice piesă care este pusă la momentul potrivit, în locul potrivit, de oamenii potriviți, îți aduce până la urmă un avantaj în ziua votului. Poate inițial când noi privim anumite fotografii sau ascultăm sau urmărim anumite interviuri, nu ne dăm seama sau nu conștientizăm de importanța lor. Dar în final toate adunate fac ca să câștigăm sau să nu câștigăm. Spuneți-mi, domnule Loghin, cum arată echipa dumneavoastră? În ce tipar ați construit? Mă refer la echipa pentru Consiliul Local. Un tipar mai nonconformist, așa, aș putea spune, anume, pentru că este formată din oameni care au mai făcut politică sau care nu au făcut deloc politică, dar oameni care au demonstrat ceva în jurul lor, care deja au coagulat anumiți și alte persoane în jurul lor care au aceeași gândire cu noi și din toate spectrele sau din toate laturile care le puteam alege. Chiar mă bucuram zilele acestea când ne-am mai întâlnit la niște ședințe pentru a pune la punct anumite aspecte organizatorice și vedeam rezultatul gândirii mele în sensul că îi vedeam pe toți cum încep să facă sinapsele respective și să se cunoască într-un fel sau în altul și să înceapă deja să lucreze pe anumite proiecte. Proiecte care sunt la început, într-adevăr, dar vor ajunge la un nivel foarte ridicat și cu rezultate pentru rădăuțeni în final. Spun asta pentru că până în ziua când am mers cu lista sau s-a concretizat lista, foarte mulți dintre ei nici nu se cunoșteau că vor fi pe listă sau nu. A fost așa ca o surpriză. Mulți s-au cunoscut chiar la acea întâlnire când am depus candidatura. Dar toți au demonstrat că au lucruri în comun. Da. Domnule Loghin, bănuiesc că ați făcut o evaluare, dumneavoastră, partidul, organizația municipală. Cine credeți că va fi alături de dumneavoastră, de colegii dumneavoastră, de PNL, mă refer la voturi. De unde veți atrage voturi? Părerea mea este că și din sondajele pe care le-am făcut că vom atrage voturi din cel puțin la primar, pentru că votul pe partid este vot pe partid și acolo este puțin mai clasic sau mai clar într-un anumit punct de vedere. La votul pe primar este o curiozitate pentru că voi atrage din toate părțile, chiar și de la PSD, chiar din partea dreaptă care este foarte, foarte împărțită. Într-adevăr, sunt anumiți colegi din partea dreaptă care vor candida, dar vor primi voturi din ce am observat eu la Consiliul Local, poate, dar la votul de primar rădăuțenii au demonstrat că sunt mai
canelați pe această zonă? Adică își dau seama de primii doi care au șansa cea mai mare și până acum, din ce am văzut, nu vor strica votul. Nu vreau să mă refer în sensul că strică votul pentru că îl dăm alte persoane, pentru că fiecare candidat are șansa lui și, normal, dispune de electoratul lui. Dar tot din foarte multe discuții pe care le-am avut după ce s-a așezat pe tapet toți cei care s-au așezat pe tapet toți cei care vor candida, că un vot irosit în sensul că nu este dat în direcția câștigătoare din primii doi, este un vot care îi direcționează spre a pierde acel candidat. Da. Eu aveam temerea asta că nu se înțelege, dar să știți că rădăuțenii sunt foarte bine informați și vor vota așa cum vor crede de cuvință în final. Da. Privind istoria administrației municipiului Rădăuțe, am constatat că această funcție de primar nu este tocmai ușoară. În raport cu alte funcții de primar din județul Suceava. E greu de obținut, dar e greu și de menținut la un anumit nivel funcția aceasta, adică de performat, mă spun eu. V-ați gândit la acest lucru când ați decis și când a fost acel moment când ați decis să candidați? Am decis să candidez în momentul în care am văzut că, fiind la PSD... Adică eu n-aș dori să aflu de la dumneavoastră că ați decis să candidați doar pentru că nu s-a ținut domnul tătar de cuvânt când aici, pe post, a promis că va sta un mandat, după care vă va croi drumul spre eu funcție. Am fost dezamăgit și nu m-am gândit în momentul respectiv să candidez. Vă spun sincer, am făcut toate demersurile prin a-mi exprima părerile în partid și în urma acestor demersuri a rezultat excluderea mea din partid. Dar faptul că eu am văzut atâtea localități cu primari diferiți, încă o dată spun, nu doar PNL sau USR sau PSD, da, cu primari PSD chiar, care chiar au excelat în ceea ce au făcut. Și atunci, văzând atâtea exemple că se poate, am spus că e imposibil să nu reușim și noi în Rădăuți să aducem fonduri și să-l dezvoltăm exact cum trebuie. Pentru că este păcat la Dumnezeu de configurația Rădăuțului, de faptul că PIB-ul Rădăuțului este mai mare sau pe cap de locuitor decât al Sucevei. Deci este acolo un conglomerat de afaceri, de oameni harnici, de tot ceea ce înseamnă dezvoltare, care geme de pentru dezvoltare, de bea așteaptă să prindă o gură de aer în administrație, să vadă că se clarifică lucrurile prin faptul că se soluționează mai repede problemele lor, prin faptul că există șansa de a veni foarte multe proiecte europene sau de dezvoltare pe toate laturile, pentru că plaja este foarte mare în acest sens și rădăuțenii, din ceea ce vorbesc și mă întâlnesc pe stradă și aud, își doresc pe cineva tânăr care să aibă o direcție, nu doar să fie la un final de carieră ca să zică că mai are ceva de rezolvat personal sau nu și haide să mai orostogolim un mandat. Din punctul acesta de vedere, vă spun sincer, sunt foarte relaxat și mă încarc zi de zi cu părerile oamenilor care... Este o campanie atipică, nu mă gândeam așa. Sunt eu chemat în anumite comunități sau pe anumite străzi, mm-hmm, pentru că direcția și neîncrederea în principalul meu contracandidat este clară, este foarte clară. Domnul Loghin, și mă interesează, pentru că iată, sunt foarte mulți aspiranți, nu numai la Rădăuți, pentru această funcție și la Suceava, mă rog, mai multe localități. Mie mă interesează. Dacă ați cântărit și acest lucru, fiind nevoie de această evaluare în perioada pe care o trăim. Mulți cred că vin la primărie și ok. Nu luăm, sau dumneavoastră ați luat în calcul că suntem într-o perioadă, într-o criză sanitară, e vorba de o pandemie, da? Oamenii i-ați simțit, oamenii și-au schimbat registrul de doleanțe, eu știu, v-ați regândit și campania electorală în acest sens. Bineînțeles că noi trebuie pentru să... Pentru că știm, adică noi am conștientizat că lucrurile nu vor mai fi ca acum un an, doi ani, trei ani, patru ani.
trebuie să ne adaptăm. Din păcate, cu această pandemie s-a cam schimbat totul. Și prioritățile. Și prioritățile. S-a schimbat și modul de abordare pe care trebuie să-l avem și noi ca politicieni, dar și noi ca oameni până la urmă. Acum și sarcina autorităților e mult mai dificilă. Este mult mai dificilă pentru că orice decizie ei, de exemplu, cu redeschiderea școlilor. Iată. Am aici un pe ordinea mea de zi, educația prioritate zero, prin sprijinirea, prin implicarea efectivă a părinților și a copiilor în actul de învățământ. Bineînțeles că ar trebui foarte multe dezbateri publice și probleme pentru redeschiderea școlilor. Este problema aceasta cu pandemia și de felul cum o vom gestiona sau o vor gestiona toate autoritățile locale și cele județene până la urmă, pentru că așa vine de sus în jos. Am înțeles că se așteaptă de la minister anumite precizări în acest sens. Părerea mea este că ar trebui băgat într-o dezbatere publică amplă, chiar acum, în campania electorală, pentru că sănătatea copiilor a noastră și educația ar trebui să fie pe primul loc la toți candidații în doleanțele lor și în programul lor efectiv. Este foarte simplu să aruncăm cu pietre dacă, Doamne ferește, mai pornește un val mai puternic în pandemie. Noi acum suntem în febra aceasta de a ajunge la primăria municipiului Rădău sau în funcții. Da. Dar trebuie să ne gândim un pic ce vom face, exact cum a spus dumneavoastră, în momentul respectiv. Pentru că uite-vă, începe școala foarte repede îndată, da? Da. Imediat după aceea sunt alegerile. Da. Deci vor fi un cumul de factori care cei cu mai puțină experiență administrativă sau care nu s-au ciocnit efectiv de administrație vor întâmpina mari probleme. Da. Pentru că se vor lăsa de val și nu vor ști să adapteze până în cel mai mic amănunt prin prisma puterii care o au, pentru că în rest legea este lege. Să facă tot posibilul să evite anumite probleme. Și din acest punct de vedere am vorbit și cu domnul președinte Gheorghe Flutur și vom avea și anumite întâlniri la Suceava, la nivel de Suceava, să găsim și să dezbatem cât mai pe larg anumite probleme. De exemplu, cu platforma aceasta online, care se pregătește și se pregătește a fi, am înțeles, foarte eficientă, pentru că s-a învățat un pic din ceea ce s-a încercat în pandemie. Da. Bun, eu, părerea mea este că ar trebui lăsat liber ca opțiune tuturor părinților de a opta dacă vor ca și copiilor să facă online de acasă sau să meargă în schimburile respective. Da. Eu iau cazul meu personal, de exemplu, fac un exercițiu de imaginație. Probabil îmi dau seama că unul din copilașii mei au o anumită afecțiune care îi face mult mai vulnerabili să se întâlnească cu toți copilașii acolo, care vă dați seama, când se întâlnesc după atât timp se strângă. Sigur nu putem să-i ținem în lanț sau separat sau într-un borcan. Sau învățătorii respectivi sau profesorii, că nu au ce să facă efectiv. Și atunci, lasă-mi, te rog, mie opțiunea să facă platforma de acasă. Da. Și atunci luăm și riscul acesta. Eu cred că aici e vorba și de responsabilitate. Da, luăm și riscul acesta de pe administrație până la urmă și de pe directori, că nu, părinții acceptă dacă să meargă la școală sau să facă de acasă. Da. Puteți să ne gândim și la acest lucru. Da. Și sunt multe, multe lucruri în sensul acesta care eu zic că nu ar trebui neglijate absolut deloc, pentru că dacă nu, ele vor intra într-un ciclu din acela în care ne vom trezi într-o situație care este de nedorit și nu aș vrea să mai repete niciodată. Știți cum înainte de alegeri apar tot felul de studii și se bine ca o chestiune mai relevantă, faptul că oamenii încearcă să fie alături de cel care a demonstrat că lucrează pentru ceilalți, pentru comunitate și mai puțin pentru sine sau pentru, eu știu, ca să spun, o grupare. Vă regăsiți în această stare de spirit? Gândesc așa și rădăuțenii? Gândesc astăzi. Gândesc și cunosc. Eu nu m-am gândit că totuși online-ul acesta are așa o putere de mare, pentru că nu am fost la foarte multe emisiuni la dumneavoastră, m-ați invitat și am venit cu un foarte mare drag, este o televiziune foarte mare și împreună cu online-ul a fost de impact tot ceea ce am spus. Dar oamenii urmăresc foarte mult dacă sunt interesați de o anumită persoană și
Oamenii care mă cunosc, mă cunosc pentru că sunt în imediat apropierea mea, dar sunt și oamenii care mă cunosc prin intermediul dumneavoastră și a mass media în general. Bineînțeles că mi-aș dori ca în toată mass media un pic să fie, nu filtrate anumite lucruri, dar să fie puțin spuse mai cu precauție sau să se meargă până în final. Nu doar să se arunce anumite acuze și eu să urmeze să merg la fiecare televiziune să mă disculp, chiar dacă nu este așa. Eu mă bucur că oamenii mă cunosc de un om care știe să muncească, care nu are nicio problemă să renunțe la viața publică în secunda 2 și să se apuce de meserii. Vă spun meserii pentru că am făcut și tehnică dentară, pot să fac și și se dinți. Câștigă bine. Nu știu cât se câștigă de bine, dar este o meserie în care poți să trăiești foarte, foarte, familia poate trăi decent. Foarte bine, decent. Pot face și continua și afacerea pe care o am în momentul acesta, pot face foarte, foarte multe alte lucruri. Dar cred că și orgolul dumneavoastră a fost zgândărit. Orgolul meu a fost poate gândărit. Prea multe atacuri asupra dumneavoastră și atunci... Știți cum e, că... eu sunt la început de drum politic și trebuie să învăț să calculez anumite ieșiri sau declarații pentru că în momentul când vin foarte mulți împotriva ta, așa cum am spus și în emisiunea dumneavoastră tura trecută, acum deja începe să se observe cum s-au coagulat toți în partea dreaptă, doar ca să iasă domnul primar Tătar prin consumul voturilor prin partea dreaptă. Da. Vom discuta și acest aspect, doamnelor și domnilor. Luăm prima pauză de publicitate. Revenim imediat.